Valoarea investiției estimată la 13 miliarde de lei vechi pentru reabilitarea fântânii de pe platoul din centrul orașului a fost catalogată de aleșii din opoziție drept o risipă din bugetul local. Ei au susținut că pentru o reamenajare necesară totuși pentru arteziana din piața Dacia nu se justifică alocarea unei sume atât de mari și că ar fi trebuit regândit un proiect cu costuri mai reduse. Suma de 13 miliarde de lei vechi, indiferent ce argumente ar aduce domnul primar, am văzut în ședința de Consiliu, este prea mare. Lucrarea aceasta, așa cum este ea prezentată prin studiul de fezabilitate, n-ar trebui să aibă o asemenea valoare. Mai avem o problemă vis-a-vis de poziția acestei fântâni arteziene, care mai degrabă este a hotelului Petroasele decât a municipalității. Dacă schimba plasamentul, cu dragă inimă votam, pentru că orașul are nevoie în piața Daciei de un părculeț, de o fântână arteziană, în așa fel încât șușanelele care se organizează de regulă să nu mai fie organizate aici, ci eventual în Drăgăica. Noi nu suntem de acord cu acest proiect. Este o sumă aberantă. Sunt alte lucruri de făcut cu banii municipiului. Știu, a fost prins în buget. Noi am votat bugetul, dar și este prins în lista de investiții, dar nu la suma asta. Pentru noi și părerea noastră este că este o sumă colosală și nu o să fim de acord și cred că nici ceilalți colegi nu o să fie de acord cu acest proiect de hotărâre. În ciuda opoziției aleșilor PDL și PPDD, proiectul a trecut ca urmare a voturilor exprimate de consilierii USL, majoritari în Consiliul Local Municipal. Conform bucătăriei, vor intra în funcțiune în 2017-2018. Consider că este absolut necesar să o facem astfel încât centrul orașului Buzău să devină un reper în partea de agrement a cetățenilor municipiului Buzău. Ce schimbări se vor face? Deci, studiul de fezabilitate vă arată exact, va fi o transformare totală în sensul în care va fi o fântână arteziană care, într-adevăr, se va preta sau se pretează ochiului unui cetățean la nivelul secolului 21. În studiul de fezabilitate aprobat astăzi se precizează că în mijlocul fântânii arteziene va fi amplasat un grup statuar de aproape 7 miliarde de lei vechi. În jurul obiectivului va fi amenajat spațiul verde, instalația de apă și cea de iluminat vor fi modernizate, iar materialul de bază folosit la reabilitarea fântânii va fi marmura. După suma alocată astăzi prin votul dat de consilierii USL, ar trebui să ne așteptăm să avem una dintre cele mai frumoase fântâni arteziene din țară, iar dacă tot a trecut acest proiect, rămâne de văzut dacă a meritat alocarea a peste 300 de mii de euro pentru o astfel de investiție. Vom vedea acest lucru abia peste 7 luni, așa cum este prevăzută în proiect durata de realizare a investiției.